Iar are acum cuvântul, un minut și jumătate, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule comisar Șefcovici, dragi colegi. Am să încep prin a sublinia o dată în plus importanța și rolul special al Comisiei de Petiții în a garanta și apăra drepturile cetățenilor europeni atunci când ele sunt încălcate de către o autoritate a unui stat membru sau o autoritate europeană. Iar noi, europarlamentarii, aleși de cetățenii Uniunii noastre, avem dreptul, dar și datoria de a-i apăra. Aș dori să evidențiez două aspecte importante din dezbaterea raportului Meyer. În primul rând, regret că în pofida unui număr mare de petiții privind încălcări grave ale drepturilor omului, consacrate în Cartea Drepturilor Fundamentale, Comisia Europeană fie refuză, fie explică sub pretextul lipsei de instrumente că nu poate acționa. Citez din raportul Comisiei de la Veneția în cazul Constituției Ungare. Odată ratificată Convenția, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, it's a legal binding piece of legislation, ceea ce pentru Comisia Europeană nu este încă evident. În al doilea rând, în ce privește legislația europeană în materie de mediu, Comisia Europeană ar trebui să controleze mai strict și să acționeze în consecință pentru a garanta respectarea și punerea în aplicare a tuturor actelor și legislației europene. Iar acest lucru trebuie realizat în toate fazele dezvoltării proiectelor, nu doar atunci când acestea au fost implementate. Doresc în acest sens să atrag atenția Comisiei Europene asupra proiectului gigantic în dezvoltare în România, Roșia Montană. Folosesc această ocazie pentru a mulțumi o dată în plus colegului Meyer pentru excelenta cooperare, ca și tuturor membrilor Comisiei de Petiții. Mulțumesc!